Stimați prieteni, la primăria din Leova, de unde încep reportajul de față, l-am găsit pe domnul primar Bujorean, are și nume de floare românească. Domnule Alexandru Bujorean, bine te-am găsit la casa domniei tale, la casa publică a domniei tale. Bine. Văd că ai steagurile, un steag ăla cu Leo, probabil că este al localității, steagul Moldovei și steagul Uniunii Europene. De câtă vreme sunteți primar, domnule Alexandru Bujorean? Sunt primar din noiembrie 2019 și în noiembrie 2023 acest mandat ia sfârșit, dar am vrut să menționez un lucru important, că ați vorbit despre steaguri. Așa. Leova are stema orașului acest Leo. Da. Și ea a fost atribuită orașului Leova de regele Carol al II-lea al României. Adică este o stemă atribuită de regele României și cel puțin în ultimii 4 ani de mandat încercăm tot mai mult să promovăm acest lucru și să insuflăm și ideea că în Leova locuiesc oameni cu inimi de leu. Și care sunt gata să... Bună idee! Leova, oameni de leu, de inimă de leu, bună idee. Și care sunt gata, în sens bun al cuvântului, evident, și care sunt gata să lupte pentru valorile lor, pentru casele lor, pentru o viață mai bună aici, acasă. Și pentru unificare? Cu siguranță. Sunteți unioniști toți? Nu suntem toți unioniști. Eu sunt unionist, declarat, înflăcărat. Nu pot să fiu altfel, pentru că orașul Leova este și orașul de baștină a fraților Teodorovici. Cred că... Da, sigur că da. Haldă Teodorovici. Nu se discută. Am crescut și m-am maturizat sub cântecele lor, pe valorile pe care le-au promovat frații Teodorovici. Uneori mai reușesc să comunic și cu fratele mai mare, domnul Adrian Teodorovici, care este locuiește în orașul Leova, și să mai depănăm cumva din amintirile bogate pe care le are dumnealui despre acele perioade istorice importante, dar care, spre regret, nu s-au soldat cumva sau nu s-au finalizat cu unirea propriu zisă. Cred că s-a pierdut un moment important. Atunci, la podul de flori, unde eu am fost. Independența a fost văzută cumva ca un pas intermediar. Așa e. S-a greșit. Nu a fost nimic. Nu știu multe, dar nu discutăm asta. E bun că domnia ta ești un unionist și de la bun început inaugurarea podului, la care am văzut că ai participat, te-am filmat când ai spus, inaugurarea podului de la Leova-Bumbăta sau Bumbăta-Leova înseamnă un mare pas înainte. Nu știm însă cât de mare până nu se vor face și celelalte poduri. Mă întorc însă la leii domniei tale din Leova. Stimate domnule Alexandru Bujorean, dacă ar fi să facem o caracterizare. Cum îi caracterizezi pe leoveni, sau cum să le zicem? Pe oamenii care te-au ales primar. Pornind de la istorie, la istorie recentă, hai să zicem așa, de începutul secolului 20, din 3.000 populații atunci, 2.200 erau evrei. Eu cred că asta a lăsat o amprentă asupra leovenilor, pentru că așa este caracteristic evreilor să fie pe de o parte calculați, pe de altă parte să... Comercianți desăvârșiți, da? Comercianți, aici îmi pare rău că mai puțin s-a dezvoltat sau a rămas ca amprentă acest aspect, pentru că probabil am fi fost dezvoltați economic și mai puternic. Astăzi orașul, în mare parte, la nivel de economie, este caracterizat de servicii oferite și comerț cu amănuntul. Mai puțin industrie, mai puțin import-export, iată. Cam aici, câți oameni aveți în oraș? Conform datelor statistice, în jur de 9.800. Recensământul din 2014 arăta 7.700. Cred că cam în jur de 6-7.000 sunt astăzi real, pentru că afectați de migrație. Au plecat cam toate. În est sau în vest? Majoritatea sunt în vest. Aveți și în est? Ăștia sunt proruși? Țin din cei care îi cunosc, erau mai mulți ceva timp în urmă, dar au migrat majoritatea în vest. Mai sunt, dar în mare parte sunt stabiliți acolo, au deja afaceri, s-au concrescut cumva și cu acea viață și cu acea țară și cu acea gândire, poate în unele cazuri, pentru că când mai revin acasă, mai vedem unele lucruri care
nu sunt caracteristice țărilor occidentale. Despre unificare în ultima perioadă nu se mai vorbește, dar despre intrare în Uniunea Europeană, da. Ai zis, domnia ta, că ești oricum și de o parte, adică de ambele părți, și dovadă că ai steagul Uniunii Europene aici. Cum vezi în viitor Leova în Uniunea Europeană? Eu am auzit voci, la fel probabil cum am auzit și dumneavoastră, în Republica Moldova, care spuneau că drumul spre Bruxelles trece prin București, alții spuneau că drumul la București trece prin Bruxelles. Eu cred că cea mai rapidă cale este cea mai importantă. Care nu ar fi aceasta? Dacă între noi avea, direct. Dacă vom avea o posibilitate să o facem prin unirea proprie zisă, așa să fie. Dacă vom avea posibilitatea să o facem pe platforma Uniunii Europene, în calitate de stat membru, iar între statele membre granițele se șterg, și eu cred că unirea sau reunificarea, așa cum ar fi probabil mai corect spus, ea deja s-a produs la nivel de entități, la nivel de oameni, la nivel de localități. Eu spuneam la ziua comunii în Vetrișoaia. Vetrișoaia, da. Eu cred că Vetrișoaia cu Leova deja s-a unit. Eu nu știu ce ne mai trebuie. Nu avem pod, avem posibilitatea să circulăm. Este o deschidere fără precedent. Dar și sunt și oportunități. Sunt optimist și vreau să cred că și din crize pot fi extrase dividende, în sens bun, al cuvântului. Și această criză este acest război nedrept de la granița noastră între Rusia și Ucraina. Asta cumva deschide mai multe ferestre de oportunitate pentru Republica Moldova și cumva și factorii decizionali la nivelul Uniunii Europene îi face să se gândească, pentru că condiționalitățile pe care se puneau statelor în procesul de preaderare, nu mai pot fi aplicate într-o totul așa cum s-a făcut în trecut. În situații de criză este nevoie de decizii neordinare și de apropiere rapidă a celor două maluri. De acțiune rapidă, absolut de acord. Și vreau da? Să cred în încheiere că mare majoritate sau toate țările membre a Uniunii Europene își doresc astăzi apropierea dintre Republica Moldova și România. Și eu cred la fel. O întrebare foarte simplă. Domnule primar, ce oferiți voi, leovenii, Leova, nu raionul, și raionul se poate discuta. L-am întrebat și pe președintele Prițcanu, dar domnia voastră reprezentat o comunitate, hai să zicem, de aproape 10.000 de oameni. Dacă mai ținem cont și niște sate componente, am mai vorbit și cu oameni de pe acolo. Deci, ce oferă Leova celor care ar vrea să vină din România sau de mai departe decât România să vină în Republica Moldova și să se stabilească la voi? Astăzi, mai puțin în practică, dar perspectivele începând cu anul viitor sunt destul de promițătoare. Recent am fost selectați spre finanțare în cadrul unui program național pentru construcția complexului turistic Valul Traian. Pe teritoriul Republicii Moldova începe fortificația naturală istorică Valului Traian, care de fapt își are originele în Dobrogea. Așa e. Continuă până în Ucraina. Se consideră că în secolul III această fortificație a fost construită de Imperiul Roman pentru a se proteja. Deci veți dezvolta baza turistică, înțeleg. Da, vrem să dezvoltăm turismul. Noi am avut în orașul Leova un lac și o plajă în imediat apropiere a râului Prut. Râul Prut și amplasare în imediat apropiere este și acesta un avantaj. Pentru că suntem pe de-o parte la granița Uniunii Europene, la granița cu România. Pe de altă parte avem parte apa. De resurse acvatice, peisaje frumoase. Și ar fi păcat că într-o astfel de zonă să nu dezvoltăm turismul. Pentru că, așa cum se spune și în Biblie, nu doar cu pâine omul trăiește, dar mai are nevoie și ceva pentru suflet, pentru recreere. În anul 2020, deci turismul, altceva? Ce mai oferiți? Dezvoltarea acestui complex turistic. Odată cu deschiderea podului se deschid și oportunități economice. Orașul Leova este parte a unui program guvernamental pentru construcția unei platforme industriale multifuncționale. Transfrontalier, nu? Un program național. Național. În Moldova, vom vorbi despre transfrontaliere. Acolo, în cadrul acelui program, ne propunem să construim o platformă industrială multifuncțională care va incuba sau va oferi spații pentru producere industrială, în mare parte. Aici vorbim de fabrici, de uzine, de puncte de asamblare a pieselor, a cablajului, multe alte oportunități. Un ministru al dumneavoastră vorbea de pod definitiv aici, la voi, la Bumbăta, nu podul de pontoane care este acum. Și acum mă întorc la Leova.
cei 7 până la 10 mii de oameni, cam cât ar reprezenta tineretul? Ce pondere avea, ar avea? O să dau o cifră exactă acum, dar... Nu, cu aproape vorbim de aproximări. De 20-30% ar fi tineri... Deci s-ar găsi forța de muncă? Asta era rostul întrebării. Nu, nu doar în orașul Leova, cred că în întregul raion, dar și în regiune s-ar găsi. Pentru că, ca exemplu, compania Draxelmeier din Germania, care are producere industrială la Bălț, la nordul Republicii Moldova și oferă peste 4.000 de locuri de muncă, transportă forță de muncă, muncitori, din rază de 60 de kilometri. Adică în municipiul Bălț. Dintr-o discuție liberă la pod, la Bumbăta, mi s-a spus că trec ca în părți egale români și alți occidentali, au spus români și străini, către voi, dar și de la voi, și ucrainieni, către partea cealaltă. S-a îmbunătățit, s-a dezvoltat mult. Și văd că sunt lucrări foarte, foarte mari acolo, ceea ce înseamnă că plănuim împreună, cum s-ar zice. Domnule primar, școlile voastre au învățământ în limba română? Toate? Școlile noastre, mare majoritate, sunt cu învățământ în limba română și există doar ore particulare în unele școli, spre exemplu în orașul Leova, într-un liceu care a fost anterior școală rusească și reorganizat mulți ani în urmă în liceu, au rămas câteva cadre didactice și câțiva copii care învață și în limba rusă, pe lângă orele de română de bază. Dar sunt foarte puțini, dacă nu greșesc, 8-10 copii. Am înțeles că în Leova nu prea sunt ruși. Sau am înțeles eu greșit? S-au integrat, hai să spunem așa, și nu ruși, dar vorbitori de limba rusă. Sunt și ucrainieni și bulgari care s-au integrat și vorbesc limba română. Noi nu avem în Leova problemă lingvistică la nivel de comunicare. Ceea ce e foarte bine. Ceea ce este foarte bine. Oamenii se integrează inclusiv și prin limbă. Și dacă să extindem un pic subiectul, noi suntem în zona de sud, în imediat apropierea unității teritoriale administrative Găgăuzia, acolo unde se vorbește nu atât găgăuză turcă, dar rusă mai mult. Și acest lucru cumva este și un temei de dezbinare între Chișinău și Comrat. Părerea mea este că dacă Chișinăul ar investi mai mult în predarea limbii române, atunci integrarea aceasta în societate ar avea loc și prin limbă. Pentru că omul gândește în limba în care vorbește. Domnule primar, de la Leova la Vaslui sunt 80-100 de kilometri. Cam așa am făcut eu o socoteală. Cum veți îmbunătăți legăturile cu Vasluiul, orașul, cu județul Vaslui, cum și cu comunile apropiate? Cum credeți că se poate face? La inaugurarea podului, acolo unde ne-am văzut, am avut fericită ocazie să-l cunosc pe domnul președinte al Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzan. Așa e. Nu am reușit să vorbim prea multe, dar sper că vom avea ocazia în perioada imediat următoare. Ținem cont și de contextul electoral în care ne aflăm aici, Republica Moldova, pregătindu-ne de alegerile locale. Dar știu unul din auzite că domnul Buzatu și alți colegi de-a lui au luptat foarte mult pe parcursul multor ani. Așa e, au înființat niște al leuvenilor și vasluienilor de peste 80 de ani, atunci când a fost bombardat acest pod, să fie înfăptuit. Cred că se deschid oportunități importante de colaborare. Prima de acest gen ar fi programul transfrontalier care a fost lansat și la care intenționăm să aplicăm împreună cu Comuna Vetrișoarea din județul Vaslui, cu care suntem împrățiți și alături de domnul primar Corneliu Stângă, pe care îl respect foarte mult, este un primar foarte activ și care în trecut a mai colaborat cu fostele administrații ale orașului Leova, vom aplica și vom dezvolta și la nivel de lucruri practice anumite proiecte. Vetrișoienii trag apă din prut să irige. Voi folosiți prutul la irigație, nu Leova propriu-zis, ci județul. În raion avem un caz de succes, un precedent în satul Tochile Răducani. Este construit un sistem de irigare cu alimentare din prut. Avem în satul Filipeni, la 5 km de Leova, avem un sistem de irigare modern construit în cadrul programului Provocările Mileniului, finanțat de Statele Unite ale Americii. Spre regret, este unicul sistem de irigare care din Republica Moldova a construit din fonduri externe, care până în prezent nu este folosit, din vari motive, dispute și neînțelegeri, la capitolul tarife,
înțelegere tehnică, dar însă sistemul există, este construit și este conectat. Cu apa în oraș cum stați? Foarte bine, acoperire în jur de 90%. Aveți izvoare sau nu, de unde trebuie? Apa oriunde din prut. O filtrat, dar faceți ce trebuie și o luați din prut. Procedura, noi suntem un oraș model, cred, la acest capitol, pentru că partenerii externi și în special Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei a investit foarte mult în orașul Leova la acest capitol. Sute de milioane de lei, chiar pentru construcția magistralelor, pentru stația de pompare, pentru stația de tratare a apei. Adică avem un propriu laborator prin care, în care testăm zilnic calitatea apei. Avem o apă, cred că în top 3-4 raioane din țară care au cea mai calitativă apă. Vine în curând alegerea locală, alegerile locale. Deci vă veți confrunta, domnule primar, cu cerințele publice, exprimate public, în sensul acesta. Cu ce îi veți, cum să spun, mobiliza pe oameni? Ce le veți spune? Ce veți face altfel sus? Să știți că nu-i profesionist ca un reporter să pună multe întrebări. Dar una e clară. Ce veți face pentru oameni? Situația mea e diferită de cea a altor candidați. Eu nu mai vin din postura de candidat, eu vin din postura de primar. Deja se promit lucruri irealizabile sau care le-aș fi promis la început sau în campania electorală precedentă, nu pot face, pentru că cunoscând lucrurile la modul practic, mă voi axa pe proiecte realiste, dar și 4 ani în urmă, atunci când vorbeam despre pod, atunci când vorbeam despre platformă industrială, când vorbeam despre drumuri reparate, despre parc renovat, despre școli, grădinițe și alte lucruri, oamenii se uitau sceptic. Iată că am reușit pe anumite aspecte să soluționăm multe probleme, în mare parte în baza... Depun mărturii că faceți o rețea foarte utilă și directă, o rețea asfaltată, vreau să spun, infrastructură locală. Partea, continuați, vă rog, cu propunerile pentru această campanie electorală. Cred că principalul meu obiectiv va fi finalizarea proiectelor începute. Eu aș vrea foarte mult ca la finele anului 2024, începutul anului 2025, să avem finalizat acel complex turistic despre care am vorbit, să l avem inaugurat și în vara anului 2025 lovenii să aibă posibilitatea să meargă la plajă și să savureze din beneficiile acestui proiect. Vreau să ne ocupăm foarte serios de dezvoltarea sportului, să reconstruim stadionul Orășănesc, pentru că recent am creat o echipă de fotbal care are succese remarcabile. Acest campionat comun cu Vaslui. Cu mare drag. Mare drag. Și în trecut, apropo, echipa cu același nume pe care l-are echipa actuală din Leova a jucat de nenumărate ori cu echipa Vaslui, cred că prin anii 70. Reluați, fraților. Da. Bun, v-a să zic că la sport, dar la cultură ce mai faceți? La cultură investim destul de multe resurse în Casa de Cultură. Am văzut că aveți o casă de cultură frumoasă. Da, și anul ăsta am finalizat un proiect de instalarea sistemului fotovoltaic de 24 de kW pentru Casa de Cultură, fiind un imobil destul de impunător, necesită cheltuieli suplimentare, deosebit acum în perioada unei crize energetice cu care ne confruntăm, și ne-am gândit să eficientizăm consumul și am aplicat la un proiect. Am investit în aparate de încălzire care, electrice, bazate pe consum electric, în biroul instituției. Am amenajat un covor tipic moldovenesc, național, sub formă de pavaj, în fața Casei de Cultură, în locul fostului postament al lui Vladimir Ilici Lenin. Ne-am gândit că ar fi mai bine să fie un simbol național acolo, decât o rămășiță istorică, că până la urmă era postamentul, că monumentul a fost furat și tăiat pe bucăți și vândut la metal în anii 90. Încercăm să dezvoltăm infrastructura publică. Și iată, mai departe, după acest covor, avem strada pietonală care a fost construită. Am văzut și n-am putut trece cu mașina pe acolo. Dar, domnule primar, întrebări flash, adică răspunsuri foarte scurte. Cam câți copii aveți în oraș, copii școlari vorbind? Cred că în jur de sub 1000 de elevi, dacă vorbim și cu școala profesională tehnică, școala profesională tehnică din Leova. Câte gimnaziale sau liceu? 2 licee cu clase gimnaziale inclusiv. Avem, dacă nu greșesc, câte 2 clase în fiecare. De primare, vorbim de clasa 1. Unul din aceste licee a fost renovat recent, un proiect cu sumă de peste 3 milioane de euro, finanțat din Uniunea Europeană, a constituit în delopare clădirii, în fațadă, în eficientizare energetică, a consumului
Vă descurcați cu banii? Cu sursele bugetare nu, dar în cifre o să vă spun. Când am venit în funcție de primar, bugetul orașului Leova era 16 milioane de lei, cam 800 de mii de euro. Anul trecut bugetul a fost de 35 de milioane, adică l-am dublat și, dar avem proiecte finanțate din surse externe, adică din afara surselor bugetare, de peste 200 milioane de lei. Adică aproximativ 10 milioane de euro investiți în afara bugetului în ultimii 4 ani. Păi astea sunt realizări. Poate modeste, poate mai puțin decât ne-am fi dorit, dar din puținul pe care îl avem și cu posibilitatea de a contribui cu fiecare proiect necesită contribuție locală. Am fi aplicat la mai multe dacă am fi avut surse. Deci, cum sună viitorul pentru Bujorean Alexandru, actualul primar? Vreau să fiu util orașului pe care îl administrez. Vreau să mă duc contribuția și la nivel național și în acest sens ne-am coagulat mai mulți colegi și am creat și o platformă politică, Liga Orașelor și Comunelor, care va promova și va dezvolta comunitățile locale. Nimeni din, hai să spunem așa, din exponenții politici actuali nu vorbește despre problemele unui sat, despre problemele unui municipiu, unui oraș. Dar înainte de a locui într-o țară frumoasă, cu toții locuim în sate, orașe, comune și municipii. Și cred că dacă am privit dezvoltarea echilibrată de jos în sus, dacă am dezvoltat aceste localități, înseamnă că pe ansamblu am dezvoltat întreaga țară. Și această formulă e aplicabilă nu doar în Republica Moldova, în întreaga lume. Și vedem și exemple de succes în acest sens. Cred că în următorii 4 ani de zile, dacă orășenii mă vor mandata, voi continua să mă îndeplinesc conștiincios munca de primar aici în Leova și după voi fi util acolo unde voi fi chemat și voi fi considerat necesar. Deci aveți și ambiții peste oraș, peste județul Leova, peste raionul Leova. O ambiție personală, dorința de a contribui, de a pune umărul în cadrul unei echipe mari, reprezentative, pentru a dezvolta întreaga țară, evident. Eu am o motivație, că având domnia voastră dezvoltarea intelectuală pe care am remarcat-o și altădată, având doamnă și doi copii, sunteți foarte motivat ca să vă fie bine dumneavoastră și celor în mijlocul cărora trăiți. Asta e motivația reporterilor. Există și alta? Cred că niciun domeniu public nu aduce atâta satisfacție cât activitatea de primar, pentru că ideile, proiectele și gândurile se materializează în ochii tăi, dacă depui efort. Și concomitent primești și feedback-ul și reacția cetățenilor. Aproape imediat. Și cred că este, eu am mai fost în domeniul public, în alte funcții și la nivel de guvern, de cancelare de stat, dar este incomparabil această stare. Și cred că probabil această stare și mă ține în domeniul public. Alte motivații în Republica Moldova, din punct de vedere salarial, personal, credeți-mă, funcția de primar nu le oferă. Aici, la primăria Leova, aveți un număr de oameni. Dacă vreți, mi-l spuneți cât. Dar urmează întrebarea, oamenii ăștia vă sprijină? Am mai primit această întrebare la primăria Constanța. Spuneam, doamnă, vă susțin angajații? Pentru că dacă vă susțin, veți câștiga alegerile. Dacă nu, puteți să aveți surprize. Și înțeleg perfect ce am în vedere. Eu sunt, hai să spunem așa, un administrator public cu bune și cu rele. A venit cel mare. Bună ziua, cel mare. Bună ziua. Cum te cheamă? Lucian. Și mai cum? Bujorean. Bujorean. Așa, dragule. Și câți ani ai? Sașa. Dar tu ești băiat mare. Vine de la școală. Vine de... În ce clasă ești? A întâia sau a doua? A întâia. Felicitări pentru... Băiat. Domnule Alexandru, un reporter ca mine are sute de întrebări, dar trebuie să mă apropii, că ajunge, nu? Ca timp. Va fi o perioadă foarte angajantă pentru dumneavoastră. 2 luni până în noiembrie, ce mai? La muncă. Problema este, riscați să dați un pronostic? Presupun că veți avea niște adversari. Eu o să fie probabil și partidul doamnei Maia Sandu care va propune pe cineva. Dar atât cât percepeți dumneavoastră din relații cu cetățenii, când știți, o să știți mai precis în campania electorală. Dar
Eu aș vrea să vă văd optimist și de aceea vă cer pronosticul. Citind de concurență electorală, eu vreau să cred că niciodată nu am văzut sau nu i-am considerat pe nimeni oponenți politici. Cei care doresc binele acestui oraș sunt parteneri, cei care nu-i doresc binele sau își doresc mai mult bine lor decât orașul, cei sunt oponenți. Da. Și am delimitat foarte clar aceste lucruri. Eu cred că nota finală o dă cetățeanul, alegătorul, dar sper că lucrurile și eforturile titanice pe care le-am făcut nu doar eu, dar echipa cu care am muncit acești 4 ani, vor fi apreciate la justa valoare și proiectele începute vor avea continuitate și în 2023-2024 până la finalul mandatului. Ăsta e buzdugan sau gheoagă ghintuită? Ăsta e un buzdugan pe care l-am primit la Slănic Moldova și așa, persoana care mi-a dorit-o mi-a făcut o sugestie. A spus că dacă ai oameni care nu-ți doresc binele, pentru ei să-i folosesc. Pune-l la birou în față, că se vor gândi că așa aveau administratorii, domnitorii în trecut. Mai am o întrebare, printre altele, dar una. Ați fost în România de mai multe ori. Cum v-au primit cei din România, din Republica România, când v-ați dus? Ați zis deja câteva localități pe care le-ați pomenit, dar ați fost și în altele. Cum v-au primit românii noștri, ai mei? Pe lângă Vetișoaie avem încă 2 înfrățiri frumoase, o înfrățire și o prietenie veche cu orașul Bălderș-Căieni, județul Prahova, de lângă Ploiești. Domnul primar Constantin Bucuroiu a avut parte de o continuitate a mandat pe parcursul câtorva mandate. La noi s-au cam schimbat primarii la fiecare 4 ani. Eu am moștenit, am preluat cumva această prietenie și mă bucur că reușim să o păstrăm, pentru că nu este doar o prietenie între oameni, este o prietenie între orașe, între locuitori acestor orașe și întotdeauna mă întorc în Bălderș-Căieni ca acasă. Recent ne-am înfrățit cu orașul Oravița din județul Caraș-Severin, domnul primar. Ați vrut să prindeți tot teritoriul românesc, da, e clar. De la Mal de Prut până la Malul Dunării, la granița Serbiei, acolo am ajuns. Deci, poate în curând vom vorbi la Malul Nistrului sau dincolo, la Bug, eu știu, nu știu. Întotdeauna am fost primit ca acasă, la Oravița am avut ocazia să-mi serbez și ziua de naștere, 35 de ani, alături de colegi, alături de un grup de peste 30 de copii care au făcut un spectacol extraordinar, un concert pentru orevițeni și așteptăm cu drag să vină și la voi. Veți organiza acțiuni speciale acum în perioada până în 5 noiembrie? Nu le organizez în perioada campaniei eu propriu zis. Le-am planificat ceva timp în urmă. Avem pe 27 octombrie ziua orașului, ramul localității. Evident, au fost contractați din timp, interpreți, programul artistic a fost stabilit. Sfântul Dumitru veți face la noi ar fi 27, la noi este Dimitrie Sfânta cel Nou, pe 14. La noi ar fi pe 27, este Sfânta Cuvioasă Parascheva. A, la voi, da, noi da, pe 14 octombrie. Păi diferență de e diferență, da. Și o să las aici un pic de suspans, va fi o surpriză frumoasă și pentru Leven, dar și pentru prietenii noștri din Petrișoaia, din Vaslui, care vor avea ocazia să... Ziceți că ne invitați și pe noi. Mare drag. Și am o urare specială. L-am văzut pe boiarinul dumneavoastră, un copil care a răspuns să vă trăiască și aia sau ăla mic de câteva luni. E tot băiat? Asta e bine. Și să-i transmiteți, doamnei dumneavoastră, respectul nostru, iar dumneavoastră, domnule primar Alexandru Bujorean, să câștigați mandatul și să ne întâlnim. Dar poate ne întâlnim și până atunci. Că dacă ați zis să venim de Sfânta Parascheva, venim, nu vă lăsăm. La mulți ani, cu sănătate, cu spor și fără buzdugan. Să nu fie nevoie.